Prietenia dintre țara noastră și Statele Unite ale Americii va fi celebrată printr-un concert grandios ce va avea loc în Washington DC. Peste 150 de artiști români vor concerta în prestigiosul Kennedy Center, în cadrul unui eveniment care va omagia valoarea esențială a libertății religioase. Concertul, care va avea loc pe 10 septembrie, este organizat de Ambasada României în Statele Unite ale Americii, Orchestra Operei Naționale din București și Procred Music, iar Antena 3 CNN va transmite în exclusivitate pentru publicul din țara noastră. Prestigiosul Kennedy Center din Washington DC, capitala federală a Statelor Unite ale Americii, va găzdui pe 10 septembrie un eveniment care va fixa încă o dată locul României pe harta valorilor mondiale. Concertul extraordinar Amazing Grace Celebrating Religious Freedom, a Romanian Tribute to America. Noi vrem să celebrăm cu acest concert această dimensiune a libertății religioase, care este o valoare foarte importantă atât pentru americani cât și pentru români. Vă aduc aminte că românii au avut de înfruntat regimuri dictatoriale, fie că vorbim de regimul antonescian, fie că vorbim de regimul comunist, care au persecutat cultele. Titlul concertului este Amazing Grace, un titlu inspirat dintr-un celebru imn de gospel american. Și cu atât mai mult prețuim acest principiu cu cât concertul are loc în ajunul comemorării victimelor de la 11 septembrie. Concertul din capitala americană este organizat de Ambasada României în Statele Unite ale Americii, Orchestra Operei Naționale din București și Procred Music, iar Antena 3 CNN, în calitate de partener media, va transmite întreg evenimentul. Este o premieră cu adevărat, aproape 150 de artiști vor pleca din România să concerteze. Este o premieră și pentru român, dar este o premieră și pentru american, pentru că în Kennedy Center n-a mai fost un așa eveniment de o așa o dimensiune, cu așa o logistică foarte mare. Vrem să exportăm ce are România mai bun și avem oameni talentați, foarte talentați, și muzica unește oameni, unește culturi, unește oameni de diferite opinii. Este în definitiv și o celebrare a prietenii româno-americane, care este de fapt catalizatorul tranziției țării noastre spre democrație, spre libertate, spre stat de drept. Concertul extraordinar Amazing Grace Celebrating Religious Freedom, a Romanian Tribute to America, va începe la ora 23, ora României, duminică 10 septembrie, și îl veți putea urmări numai pe Antena 3 CNN.